Grazie, domnule președinte. Suntem la ultima dreptul la apărare de reprezentativă a noi operații procesuale penale în aplicarea anului o hotărâre de procedură. Spuneți-mi cum sunt satisfăcut? Este protejat avocatul în procedură penală? Sunt obligat, în virtutea profesiei, să nu fiu mulțumit niciodată. Pentru că, în realitate, rostul avocatului este ca permanent să lupte ca în orice fel de legislație, rolul avocatului să fie tot mai bine configurat. În linii mari, evident că sunt mulțumit, pentru că un salt calitativ cu privire la reglementarea avocatului ca subiect în legislația penală nouă este mult îmbunătățită față de cea anterioară. Nu sunt însă suficient de mulțumit, pentru că există inadvertențe necorecte, insuficiente garanții cu privire la timp afectați apărării și, în consecință, multe alte lucruri care, din păcate, mod normal poate scapă legiuitorii când e vorba despre o reglementare penală nouă. Din punctul de vedere al reglementărilor de drept substanțial, apărarea profesiei de avocat și a avocatului prin mijloace de drept penal constituie o preocupare pe care o am și care se va finaliza sigur în legislația română, în reglementări care vor fi compuse în legea pe care vor fi. Însă avem un defect. Avocații de calitate nu s-au grăbit și nu se vor grăbi niciodată să aibă opinii finale cu privire la o nouă reglementare. Este nevoie ca ea să se așeze. În mod firesc, ea se va adapta, se va modifica, se va completa, se va completa. Și, în consecință, din acest punct de vedere, răspunsul meu la întrebarea pe care mi-a spus-o este că facem efortul să aprofundăm, să înțelegem și să completăm tot ceea ce înseamnă garanția drepturilor de apărare și drepturilor de apărare. Care sunt intențiile acestui proiect de hotărâre judecătorilor și avocaților? Este un proiect generos care oferă posibilitatea ca avocații și judecătorii să stă de vorbă cu legea în față și să aibă un schimb de opinie, în primul rând cu privire la înțelegerea noii filozofii a legislației penale, să găsească soluții pentru ca încă de la început să nu se încalce legea. Pentru că repararea încălcărilor unei legislații noi, care uneori poate să producă efecte ireparabile, este preocuparea cea mai mare pe care trebuie să o avem. Și în vederea să creeze ceea ce se cheamă în mod obișnuit bune practici în raporturile dintre avocați și judecători. Și așa cum am și arătat în cuvântul de deschidere, să oferim decidenții suficient material încât codul deontologic al profesiei de magistrat și codul deontologic al profesiei de avocat să se îmbunătățească. Și din perspectiva mea, proiectul începe cu acest atelier, care este atelierul pilot. El năzuiesc că vom avea resurse să desfășurăm în așa fel încât avocații din toată țara, grupați, pe barouri de beraza, cel puțin câte două curs de acolo, să participe la întâlniri cu judecătorii și, de regulă, judecători în număr egal cu avocații, să discute lucruri care vizează raporturile de zi cu zi ale celor care lucrează în favoarea cetățenilor, pentru că apărarea este făcută în favoarea avocaților. Și legea nu se aplică neapărat în favoarea avocaților, ci în favoarea destinatarilor. Dacă acest proiect se va finaliza cu un material care va sintetiza toate intervențiile și dacă sprijinul media
În speță, iată, am început cu jurnalul un vicepreședinte aseară insista să facem un contract pentru tot proiectul, pentru că să avem siguranță. Devine martor și actor cineva care va putea să aibă în față trei proiecte. Asta e mai puțin demonstră, ceea ce era omul ăsta. Că eforturile pe care le face Avocatura Română, mai mult făcând decât vorbind, aceea de a aduce în sfârșit lucrurile la normă, sunt făcute urmând ca orice fel de intimidare, orice fel de răzbunare și orice fel de oprimare a apărării să fie una din preocupările ce trebuie să fie avută în vedere de proiect, încât ele să fie înlăturate prin orice mijloace, pentru a să ne curățim cu toți și să putem lucra după perceptele pe care le-am afirmat, anume aceea că ceea ce facem să fie util și în folosul celor pe care îi slujim. Eu vă mulțumesc!